Bună ziua! Astăzi ne aflăm la hramul satului Cărpineni, un sat mare și frumos din raionul Hâncești, cu oameni gospodari, cu oameni buni. Suntem la invitația, eu personal, la invitația președintelui clubului Lion, Octavian Orheanu, care este băștinaș. O sărbătoare frumoasă, ca de obicei la moldoveni. Muzică, mâncare, sport, mulți copii. Le dorim în această zi frumoasă, sărbătoare înălțarea Domnului, le dorim băștinașilor acestui sat frumos multă sănătate, dezvoltare în continuare, fiți mândri de satul vostru, dezvoltați-l, păstrați-l și transmiteți tradițiile mai departe copiilor și nepoților noștri. Numai bine! Astăzi este sărbătoarea și vreau să-i felicit pe toți cu sărbătoarea înălțarea Domnului și după tradiție la noi în Cărpineni se organizează hramul satului. Și astăzi am hotărât împreună cu băieții din sat să organizăm un meci de fotbal unde participă echipa din Cărpineni, Rapid Cărpineni, și să vedem cât de tari kickboxerii noștri, Leon Chișinău, Leon Academy. Și după cum ne uităm, învingători până când sunt kickboxerii. Vrem să vedem până la urmă. Este un meci spectaculos, interesant și ținem cu cei mai puternici. Da, puțin o odihnă, adică odihnă activă. E foarte bine, am jucat cu FC Rapid din Cărpineni. Astăzi este o sărbătoare aici mare. E hramul satului Cărpineni. Și am venit și am bucurat lumea, ne-am distrat și noi și a fost un meci bun, am câștigat cupa anul acesta. Noi nu doar putem să luptăm, dar putem să jucăm și fotbal. Pot să spun, am avut o experiență foarte frumoasă alături de prietenii mei de la Lion, de la prietenii mei de la Rapid Cărpineni. Abia aștept să-mi iau revanșa de la Lion, ne-au câștigat foarte ușor, foarte simplu. Însă data viitoare sper că voi veni cu prietenii mei mai buni și îi vom câștiga. Cred că următorul meci de la anul, de la hramul satului, va fi mult mai greu, pentru că sper că ne vom antrena și va fi totul bine și vom câștiga. Rapid Cărpineni și Club Lion sunt două echipe clar de rang diferit, una luptă, una fotbal, dar echipele au fost pregătite, clar mai bine au fost pregătit Lion, că băieții se antrenează, și au jucat pentru Rapid, au jucat veteranii, băieți care sunt și traumați, sunt care nu au jucat practic fotbal de vreo câțiva ani de zile, dar toți băieții au revenit în teren și a fost un meci interesant. De la nici 150% băieți, da? Față de veterani, sunt în formă băieții, da, nu se discută. Pe teren și în ring sunt lei. Și tot s-a înălțat, dar astăzi am venit la Cărpineni să facem un meci de fotbal, Lion Fight Academy împotriva FC Rapid Cărpineni. A fost cu succes, Lion Fight Academy a câștigat cu scorul de 5-2. Suntem mândri de băieții noștri, mulțumim domnului Octavian Orheanu, președintele Federației, pentru invitație. Mereu suntem gata să jucăm, să arătăm că suntem cei mai tari.